Tu ai, Doamne, că tot ce-a fost magazin n-ai iertat, mi-ai rupt șelele. Hai de mine că ajungem acasă imediat și te tot plângi. Ție-ți ușor că ai numai o plăsuță, dar eu nici cât am. Eu duc cel mai important lucru. Ce? Avocado. Avocado, trăznit la avocado. Păi dacă las la tine, îmi place să-mi stor freciști pe tot, lasă-mă. Ia, după ce ți-am cumpărat mașină, dacă tă pe mine pui plasele. Păi mașina are ceva mici probleme, dar fii atent că acolo este un service. Și trebuie să mergem ca și ITP, fac ITP. Hai. Iar ce am mai dus tot atâta drum? Ca să venim aici să reparăm mașina? Da. Puneam eu căruța, mă. Doi cai faini. Cu căruța ta. Mecanică, recepție, ITP. Ăsta e supermarket auto, mă. O, unde te duci? Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Cu ce vă putem ajuta? Cu plasele astea, dacă ești drăguț și amabil, că mi-o rup șealele. Noi am dorit să ne interesăm de un ITP. Da, cum să nu? Unde e mașina? Mașina e... Bine, am venit ca să facem o programare, că nu știam exact cum procedați și... Da, ce e acela ITP? ITP? Dacă mă uit așa la dumneavoastră, e ca și cum, nu știu, vă duceți dumneavoastră calul la potcovit. Cai, cum ar zice Țiriac, că avem doi. Dar eu văd că e totul nou pe aici. Da, da, acum am terminat totul, e ca nou. Facem mai întâi o revizie la mașină și după aia urcăm un pic pe rampă și... Super! Să verificăm un pic jocul la roți. Lasă tu jocul la roți. Ei, când făceam noi jocul la șură, mă, flăcăi și fete. Verificăm poate puțin discurile. La disc n-are problemă. Dacă pui prima dată să se prăjească slana, după aia pui cartofii, discul îți face grătarul cel mai bun. Dar tu ce te bagi? Fii dacă mă întreabă. Frânele prind? Prind, cum să nu prindă? Bine, la un moment dat dacă frânezi mai mult, se mai oprește câteodată mașina în ceva. Ok. Ok, și cu rugina cum stați? N-are. Nu știu cu ce să zic, că intră poate de sub acolo pe la pedale, intră mâțul și abia mai scot afară, dar... Parbrizul are crăpături sau ceva? Nici vorbă. Nu, n-are. O găurică, mică are în partea mea și așa fain vine aerul și... Ia, e bine. Ok, deci clar trebuie să verificăm și clima. Clima? Eu știi cum știu că e bună o era clima? Mă uit la porc, cu ce umblă în gură. Ok. Bine, și după ce facem revizia, cam în 20 de minute aveți și ITP-ul. Păi grozav! Așa-i? Nu du-te acasă, nu mai sta aiurea. Adu mașina să pun în ea ce am cumpărat și să o fac omoaista, să nu tot așteptăm după ea. Stai un pic, stai! Cât să mai stau? Am văzut că aveți și tinichigerie și vopsitorie, așa-i? Da, haideți să vă arăt. E, să mergem. Aici la noi orice lovitură o dezdoim, o chituim și o... O plătim? Nu, 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 o băgăm în cuptor. Dar pipită, nu faceți în cuptor, să aduc și eu aluat. Nu, 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 e cuptor pentru vopsit. Și partea bună e că la noi puteți face și prin RCA și prin casco. Deci aici am tot ce am nevoie ca să-mi repar mașina și pot să-mi fac și ITP-ul. Da. Aici la Gabi Land Service se rezolvă tot de ce avem noi nevoie. Du-te și adu mașina, vezi că copilul e harnic și poate să alegă ceva. Du-te după mașină. Da, o aduc acum, mă duc. Acum te duci să o aduci. Mă duc acum să o aduc. Nu, du-te să aduc, că eu stau cu el la un timp de vorbă. Du-te și adu. Da, bine, ideea e că trebuie să scoate numai dintr-un șanț, dar nu, adică e ceva foarte ușor. Dianuță! Stați liniștiți, partea bună e că noi vă și oferim o mașină până se repară mașina dumneavoastră. Ce să-i dai? S-o plătești și pe aia ca pe una nouă? Asta pe tăt ce pune mâna praf face, tăt se adevesește. Du-te acasă, facem guacamole, eu fac mămăliga, condusul nu-i de tine. Și mașina din șanț? Bine. E cam măsa.